Era să-și piardă viața din cauza unei fete, un tânăr de 23 de ani din localitatea ilfoveană Vidra a fost înjunghiat de un bărbat pentru că a avut îndrăzneala să-i facă avansuri unei domnișoare în discotecă. Alcoolul le-a întunecat mințile și totul s-a transformat într-o bătaie generală. Camerele de supraveghere din local au surprins scandalul. Tânărul era la discotecă împreună cu tatăl său. La un moment dat a pus ochii pe o domnișoară și a încercat să intre în vorbă cu ea. Deranjați, cei care o însoțeau au început scandalul. De la vorbe la pumn s-a ajuns foarte repede. Atunci patronul localului a intervenit și a dat pe toți afară. În fața localului, bătaia a continuat, iar la un moment dat, unul dintre băieții furioși a scos un cuțit și l-a înjunghiat în abdomen pe tânărul de 23 de ani. Și-a dus tatăl acasă cu mașina respectivă și ulterior s-a dus spre spital. În drum spre spital, pentru că i s-a făcut rău, a sunat, s-a oprit în București și a sunat la 112. Pe numele a patru tineri au fost emise mandate de arestare, însă numai unul a fost prins. E cercetat pentru tentativă de omor. Merge la poliție, asta e procedura standard. Acum polițiștii îi caută și pe ceilalți trei tineri implicați în scandal.